Dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului afacerilor interne Lucian Bode a fost un nou prilej de război al declarațiilor între putere și opoziție. Criticile și acuzațiile de la tribuna Parlamentului au reașezat discursurile politicienilor în matca binecunoscută a fiecărei tabere. Tema principală asumată prin demersul democratic inițiat de USR și de o parte dintre deputații neafiliați politic foști liberali a fost abordată diferit de liderii grupurilor parlamentare. La dezbatere au existat și puncte de vedere exprimate într-un cadru mai larg decât cel indicat de semnatarii documentului prezentat plenului, care a fost structurat în principal pe cronologia pașilor parcurși în evoluția lucrurilor, privind analiza și verificarea tezei de doctorat a lui Lucian Bode. Spunea președintele vostru, al PSD și al PNL, președintele Iohannis, spunea că hoții în România s-au cocoțat la vârful statului. Așa este. Așa este. Și el, Iohannis, patronează acest sistem. Mai spunea același președinte că în politică și dacă există o suspiciune de plagiat, trebuie să te retragi, să faci un pas în spate. Astăzi nu avem un om, avem vreo 4 vicepreședinței camerelor, premier, ministru de interne, cu mai mult decât suspiciuni de plagiat. Înțeleg că este dezolant scenariul pierderii susținerii politice, al scăderii în sondaje, că este descurajator să te afli în opoziție după ce ai făcut parte dintr-o coaliție de guvernare în care ai avut șansa de a îmbunătăți în mod direct traiul românilor, și nu ai făcut-o. Regretele sunt tardive. Modul de acțiune din prezent, scandalul, este înjositor. Asta știți să faceți, dragi colegi de la USR. Scandal și atât. Sunteți în prăbușire electorală, românii nu vă mai suportă modul de a acționa și singurul scop al scandalurilor pe care le face zilnic este salvarea partidului de la scufundarea în irelevanță. Să știți că plagiat înseamnă furt, domnule ministru. Să știți că atitudinea dumneavoastră vulnerabilizează Ministerul de Interne. Faptul că acest minister este condus de un om acuzat de o infracțiune, clar că duce la decredibilizarea acestui minister, iar dumneavoastră ar trebui să plecați. Despre Schengen, domnule ministru, la un moment dat dumneavoastră erați în Schengen, dar România nu a mai intrat. Am rămas afară. Ar fi al doilea element pentru care dumneavoastră ar trebui să plecați din fruntea acestui minister. Stimați colegi, coaliția aflată acum la guvernare nu s-a format pentru că unii sunt doctori în știință sau nu sunt, ci pentru a păstra stabilitatea politică astfel încât România să poată traversa în bune condiții perioada de criză cauzată de războiul de la graniță și de creșterile de prețuri din domeniul energetic. Ce putem vedea astăzi este că domnul ministru Lucian Bode a început să reorganizeze instituția pe care o conduce. Jumate din colegii deputați de la partidul fost național și liberal sunt rușinați că trebuie să îl susțină pe acest caracter care a ratat intrarea României în Schengen în funcție. Dacă tot vorbim de acea lucrare de doctorat a domnului Bode, vreau să vă amintesc, stimați colegi, faptul că domnul Bode avea scris acea lucrare de doctorat și când era ministru în guvernul în care erați dumneavoastră. Și dumneavoastră, domnule Drulă, și dumneavoastră, domnule Barna, și alți 6-7 miniștri ai USR. Nu v-am văzut foarte supărați când erați colegi de partid, de coaliție, de guvernare, poate de aceea vă și spuneți Lucian și Cătălin, că am văzut că e la modă, pe motiv că ar avea niște acuzații domnul Bode la care trebuie să răspundă de plagiat. De câte ori cineva acuză, și când spun cineva mă refer la instituția ale statului român, nu la părerile unor politicieni, acuză pe cineva de la USR, acesta are dreptul să beneficieze de prezumția de nevinovăție. Când e de la PNL, de la PSD sau de la oricine altcineva, nu există acest drept. Și e o fractură logică pe care la un moment dat o veți deconta sau va trebui să o explicați, pentru că viața politică e lungă. Nu știu cât de lungă pentru dumneavoastră, dar pentru ceilalți cu siguranță e mai lungă. Nu vreau să
creez o polemică. Vă spuneam că textul este unul mediocru. Dezbaterile în cadrul unei moțiuni simple ar fi trebuit să fie de cu totul și cu totul în natură, mult mai tehnice, mult mai așezate. Este regretabil că o generație de oameni politici, generația mea, care au reușit să convingă la un moment dat electoratul în această țară și au intrat în Parlament, înțelege să facă politica în modul acesta. O persoană ca Lucian Bode este în momentul de față pentru România o vulnerabilitate. O vulnerabilitate în discuțiile care au loc în Jai, o pată pe obrazul țării, o rușine pentru voi ca partid care aveți L în nume de la liberal, dar care a devenit L de la laș. Domnul Drulă ține morțiș să ne spună el cum stă treaba cu transparența, cu corectitudinea și cu demnitatea. El, singurul membru al guvernului din ultimii 30 de ani, căruia i-a crescut averea de 5 ori în timpul mandatului de ministru, iar investițiile de 100 de ori. O țară întreagă a înțeles că Austria a nedreptățit România. Și am văzut cu toții reacțiile românilor de rând. Știți cine nu a înțeles? Evident, USR nu a înțeles că de obicei nimic în afara scandalului, a sabotajului, a ponegririi iraționale a propriei țări. Nici până acum nu ne-a spus, domnule Drulă, cum v-ați permis dumneavoastră, ca om politic și ca parlamentar român, să impuneți mesaje anti-Schengen în punctajul de partid. De ce era obligatoriu ca membrii dumneavoastră să dea în mod continuu mesaje negative despre instituțiile cu rol activ în aderarea României la spațiul Schengen? Și aveți nesimțirea să veniți aici și să ne spuneți că iubiți România. La vot, moțiunea simplă împotriva ministrului afacerilor interne Lucian Bode, inițiată de USR și o parte dintre deputații neafiliați foști liberali, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților cu 189 de voturi din partea reprezentanților coaliției de guvernare.